Secretarul general al PNL, la interviurile PS News, bună ziua, domnule Marian Petrache, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Într-o perioadă în care presa vorbește despre scandalurile dintre liberali în teritoriu, fuziunea dintre vechiul PNL și PDL a fost dată uitării, înlocuită de bătaia pe funcții în conducerile executive din județe, există un concurs în teritoriu, sunt tabere care vor să-și impună oamenii cu orice preț. Care e sursa conflictului acolo? Scandal e mult prea mult spus. Într-adevăr, sunt discuții, sunt firești din punctul meu de vedere, pentru că fiecare om vrea să poziționeze în viitoarele structuri care vor conduce Partidul Național Liberal, dar sunt convins că le vor rezolva toate. Spuneți-ne, în acest moment, vă simțiți în deplină colegialitate cu cei din vechiul PDL? E bine să amintim că suntem de foarte mulți ani într-o competiție. Ar trebui să ne gândim la cine ne e competitor astăzi. Și atunci, dacă gândim așa, sunt convins că vom reuși mai ușor. Într-o declarație recentă, Victor Ponta evoca și el, nu putea să piardă prilejul politic, evoca și el aceste fricțiuni dintre cele două mari partide care formează PNL-ul mare. Și spunea că n-are de ce să-și facă griji, că poate să rămână în fruntea guvernului, că nu există un program de guvernare serios propus de Partidul Național Liberal. Credeți că aceste disensiuni dau apăra mare adversarului politic? Se folosește, domnul Ponta, de unele disensiuni de la noi, am și discutat acest lucru, dar cel puțin noi, vechi liberali, avem experiența USR-ului, unde, vă spun eu, scandalurile erau mult mai mari decât cele care sunt acum în acest proces de fuziune. Iar domnul Ponta și-a câștigat liniștea deocamdată pentru că are un UNEPR și un PC, mititel e adevărat, dar lângă el care îl susțin și mi-e greu să cred că vor face altceva. O liniște câștigată cu UNEPR și PC sunt două formațiuni care v-a interesa pentru a tulbura liniștea domnului Ponta? Noi am spus imediat după alegerile prezidențiale că vrem să preluăm guvernarea. Or, ca să iei guvernarea, trebuie să ai o majoritate în Parlament, motiv pentru care am început discuțiile cu toți parlamentarii. Da. Deci discutați și cu UNEPR și cu PC? Nu am discutat instituțional, dar cu parlamentari și din PC și din UNEPR, da. UNEPR susține că nu își va exprima sprijinul pentru un alt guvern al PSD-ului dacă nu va fi condus de Victor Ponta, tot de Victor Ponta. Cât de avansate sunt discuțiile cu cei de la UNEPR? Cum să vă spun? Ne dorim să ajungem la guvernare mai repede. Dar nu e o condiție sine qua non, adică nu facem orice ca să ajungem la guvernare. Bine, anul 2016 vor fi alegeri și vom câștiga alegeri. Și vom face guvern, dacă nu putem acum. Bun, domnule Petrache, se vorbește despre 7 județe unde formarea comitetelor executive s-a întrerupt, deoarece fie vechi liberali, fie democrat liberalii au încercat să își impună oamenii cu orice preț. Care e cel mai delicat loc din punctul dumneavoastră de vedere? Și ce se întâmplă? Va exista o mediere de la centru? Se duc oameni de la București acolo? Pentru că s-au făcut interpretări diferite, vă dau câteva date. La Consiliul Național, după ce a fost o negociere, s-a stabilit numărul de membri din partea fiecărui fost partid în aceste comitete executive. Deci n-ai cum să impui tu pe cineva și fiecare partid și alege. N-are cum să impună cei de la PNL, vechiul PNL, oamenii în comitete executive de la PNL și nici invers. Deci n-au cum să apară aceste probleme. Sunt doar bolii pe unde este sediu, cine va fi trezorierul, dar eu vă spun că nu sunt probleme reale, ci sunt mai mult orgolii. Chestiunea asta cu sediu pare să fie una care îi frământă pe unii membri ai noului PNL săptămâna trecută, în cadrul ședinței. Am stabilit voi unei astăzi, vă spun, sediul la București e închisat. Da, chiar sediul a fost o problemă? Ca să vedeți. Că sunt jurnaliști care spun, de fapt, au alte lucruri să-și reproșeze. E prea puțin să fie doar sediu. Eu azi am făcut un apel la președinții în general, la președinții celor două foste partide. Dacă de la ei pleacă mesajul
că fuziunea se poate face foarte bine și mă întâlnește cu gândul adversarul nostru de astăzi, care se numește PSD, va fi liniște. Dacă președinții vor încerca să poziționeze astfel încât să-și câștige adepții în propriul partid din care au provenit, atunci vom avea o problemă perioadă, dar le vom rezolva fără probleme. Orgoliile astea despre care vorbiți au dus totuși la o... Ne fac rău pentru că nu o să ne pregătim pentru alegerile locale, stând să facem în unele locuri să aranjăm pacea, ca să spun așa. Într-un cuplu, când oamenii nu se mai înțeleg, recurg la psiholog. Cine joacă rolul psihologului în această mare înfruntare de orgolii? Ultimii psihologi sunt Alina și Vasile Blaca. Până la urmă, ei sunt balizele la ei. Ultimii am spus că până mai sunt cei doi secretari generali, membri ai biroului. Azi am hotărât să mergem mai mult în teritoriu, să stăm de vorbă cu oamenii, să-i facem să înțeleagă nevoia unei fuziuni cât mai, cum să spun eu, cât mai puternice. Ce se va întâmpla, domnule Marian Petrache, atunci când va veni vremea stabilirii candidaturilor pentru 2016? Și da, e un moment greu. Aici cred că va fi mai simplu, pentru că am stabilit încă de la început că acolo unde copreședinții nu se înțeleg, se va face sondaj și oricum se va face sondaj, va fi nevoie de sondaj. Avem niște primari, niște 2000 de primari care au întâietate, deci ei vor fi candidați, iar în celelalte localități vom face sondaj. Deci nu sunt probleme și nu cred că cineva își dorește să aibă candidați la. Și vor fi acceptate, credeți, aceste sondaje în cele din urmă? Păi eu mă uit la Comisia de Unificare și de la membrii și membrii fostului PNL și fostului PD. Și oameni, dați-mi să folosesc o expresie mai dure, oameni să nu treci la cap. Adică care vor să câștigi. Rămânând în teritoriu, în câte filiale e finalizată, terminată această fuziune? Exact ce a zis dumneavoastră, în 7 filiale încă nu ne-au transmis, 7 filiale încă nu ne-au transmis membrii Comitetului Executiv, dar astăzi am hotărât să mergem în teritoriu pentru că vom considera procesul încheiat atunci când vom avea comitet sau birou de conducere la nivelul fiecărei organizații locale din fiecare județ. Ce va salva actorul PNL să ne ajungă în situația USL-ului? Păi nu mai are cum, pentru că procesul de fuziune este încheiat. Noi acum, de fapt, va fi acum, adică nu facem decât să facem două echipe concurente altă dată să funcționeze într-o singură echipă. Mai simțiți decalajele de imagine sau deja... Mi reamintește de nu pot. În actualitate, fostul liberal Cristinel Bâciu spune că, mă rog, recunoaște la DNA, potrivit informațiilor apărute în presă, că a primit mită și a folosit bani în campania electorală a PNL-ului din 2008. Ce știți despre aceste lucruri? Cum ar putea afecta aceste denunțuri imaginea PNL-ului în condiții în care sunt alte partide ai căror membrii recurg la același tip de denunț? Orice acțiune penală, orice dezbatere cu un subiect de asemenea situație, aduce prejudicii de imagine. Nu știu, pentru că nu, în perioada aceea nu eram implicat în conducerea efectivă a partidului.